într-un discurs corect, adică de a ne muta pe toate fațetele diamantului acesta complicat. Pentru că sunt mulți studenți aici organizate de ei, trebuie să le spun că atunci când te uiți la un fenomen, trebuie să faci distinție între modul pozitiv de a te uita, în termenii științei pozitive, și modul normativ, în sensul de știință normativă, ceva ce se învață în anul întâi de facultate. Dacă vă uitați în termen pozitiv, sectorul privat, prin sectorul bancar, între 2004 și 2009, pentru că a fost invocat de domnul Storjan, s-a comportat din punct de vedere microeconomic rațional. El și-a urmărit funcțiile de utilitate și și-a îndeplinit scopurile eficiente din punct de vedere privat. Și acest lucru este normal și pentru asta luptăm de 20 de ani în România, să creăm această normalitate. Unde sunt de acord cu domnul Stolojan este că acest sector privat, acest sector bancar, deși a fost avertizat că raționalitățile microeconomice proprii îi sunt încălcate, dacă are abordare nu statică, ci intertemporală. Adică i-a spus, deși te simți bine astăzi, intertemporal, într-un viitor scurt, lucrurile nu vor merge bine, a refuzat acest mesaj. Și a spus totul sau nimic. Prin modul în care a crescut creditarea cu limbul de 100% pe an, în anumiți ani, în acel interval, dovedește, într-adevăr, o miopie intertemporală. Dar altfel, este normal ca acel sector să-și îndeplinească obiectivele microeconomice, pentru că altfel nu înțeleg de ce a fost făcut. În ceea ce privește cine trebuia să iasă, nu vreau să intru în polemică cu domnul Stolojan, dar mă gândesc că dacă acceptăm ideea că problema curentă acum a României este un plan bugetar nesusținut de resurse adecvate, atunci cel care trebuie să anunțe aceste măsuri este administrația. Și am mai spus-o de atâtea ori, domnul președinte a ieșit pentru că și-a asumat acest lucru. Mie mi s-a părut un act de a da cât mai multă credibilitate și seriozitate acestui lucru. N-avea cum să iasă guvernatorul Băncii Naționale în României și să spună în sectorul guvernamental, uite ce vreau eu să faceți. Nu este area decizională la Băncii Naționale a României, este limitată de Parlament. Poate să fie invitat într-un grup, poate să facă observații, poate să dea sfaturi, dar nu cred că este întrituit ca Banca Națională să se bage, pentru că altfel m-aș trebui ca cineva să-mi spună că să aud decizii de privind politica monetară și privind inflația de la Ministerul de Finanțe sau de la alte instituții, ceea ce iarăși nu este posibil prin lege. Domnule Șnecăr, v-ați simțit confortabil cu comunicarea făcută? Ministrul Finanțelor vedea în urmă cu 6 săptămâni mugurii creșterii economice. Nu m-a... Pentru mine comunicarea, și n-aș intra neapărat într-o polemică pe tema aceasta, comunicarea pentru mine a avut cu totul o altă conotație. A fost undeva între pasarea responsabilității și nevoia președinției de a ieși ca și garant al unui act. Pentru mine mai mult acolo s-a vândit subiectul comunicării. Și sunt de acord undeva și cu domnul Stolojan și cu domnul Căitoru. Domnul Stolojan care spune că ar fi trebuit să vină pe două parte din partea guvernatorului și a Ministrului de Finanțe, dar nu dacă ați văzut femei unde s-a dus să țină conferința de presă. La Banca Națională. De ce? Pentru că a văzut în Banca Națională partenerul de discuție. Nu din acest motiv, domnul Șnecăr, îmi cer scuze jumătate de minut. România este reprezentată la Fondul Monetar Internațional prin guvernatorul Băncii Naționale. Deci guvernatorul României pentru Fondul Monetar Internațional este domnul Nicolae. Guvernatorul României pentru Banca Mondială este Ministrul de Finanțe. Deci Fondul Monetar Internațional vine la sediul de guvernanță în țara respectivă. Banca Națională e acestea. Ceea ce, repet, înseamnă că acesta este partenerul meu de discuție. Adică eu dacă mă duc la o sucursală a societății mele, mă duc la directorul general al acelei sucursale, care este partenerul meu de discuție. Revine însă. Deci, pe de o parte, sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Stolojan, tocmai din acest motiv.
Pe de altă parte, sunt de acord și cu domnul Toitoru, respectiv, măsurile care se impuneau sau care s-au agreat, sunt niște măsuri care sunt în mâna executivului și nu nici măcar în mâna băncii naționale, iar Ministrul de Finanțe, să spunem că este mai mult sau mai puțin un beneficiar al acelor măsuri. Ca atare, sigur că ar fi fost normal să avem o comunicare din partea celor care urmează să producă acele măsuri. Dar, revin la ultimul punct, și anume acela în care am spus, pe de altă parte se adaugă la acest lucru sau se suprapune pe aceste elemente nevoia președinției de a fi garantul sau de a se arăta a fi garantul acestui, acestui gest. Și aici este o, să spunem așa, un lucru bun și o capcană. Este un lucru bun pentru că, într-adevăr, cred că după promisiunile pe care guvernele de-a lungul celor 18 luni le-au făcut cu privire la restructurare și la intrarea în condițiile puse de către, de către acordul femeii și nereușita acestor guverne, partea bună este că, într-adevăr, a ieșit președintele Republicii care a spus, prin faptul că el a ieșit și a dat acest mesaj, este un fel de garanție, eu, ca președinte, voi urmări, eu personal voi fi angajat, eu personal dau girul ca acest lucru se va întâmpla. Capcană? Înainte de a merge la întrebări, aș vrea să răspund multe. Nu v-am răspuns la întrebarea noastră. Foarte pe scurt, într-un minut. Okay. Cum a fost comunicat? Deci, capcana la acest lucru a reprezentat tocmai faptul că a generat o nouă, un nou subiect de discuție cu privire la e constituțional, nu e constituțional, cine e președintele să spună, unora le-a plăcut, unora nu le-a plăcut, eu n-aș vrea să intru în această polemică. Dar nu pot să nu vă răspund totuși la prima întrebare, care mi se pare, care, la care a răspuns și domnul Tolojan și domnul Tăritoriu și cred că ei totuși, din punctul meu de vedere, că e punctată de asemenea. Faptul că nu s-au făcut, făcut restructurări și nu s-au făcut ajustări în ultimii 20 ani, cred că nici nu mai merită discutat, o știm cu toții, o simțim cu toții. Ceea ce nu se spune este că în toată această perioadă a fost un fel de delay la un fel de furt continuu și folosesc termenul de furt nu în sens de, la propriu, ci în sens de banul public a fost liber pentru oricine. Cine a avut acces la el a putut să facă ce vrea. Nu s-a urmărit niciodată eficiența banului public. Da? Deci de-aia am zis că folosesc cuvântul furt destul de libertin, dar ca să-l și justific. Care însă nu însemna acum bani. A însemnat locuri de muncă, a însemnat dezvoltare. Unele din cauzele crizei actuale în România și, atenție, criza românească doar s-a suprapus pe o criză internațională. Ea nu este o criză internațională. Ea doar s-a suprapus, este o criză a noastră. O criză a moralității noastre, o criză produsă de noi. Vă aduc aminte, în martie 2008 a început să cadă piața imobiliară. Nu era nici vorba de Lehman Brothers pe acest lucru. Era Bear Stearns atunci. Era Bear Stearns, dar nu ne-a afectat pe noi. Nu ne-a afectat pe noi. Dar este... Numai o secundă. Și al treilea element care este tot atât de important și de care nu se vorbește, este faptul că până astăzi, 2010, 20 de ani după Revoluție, noi nu avem o direcție strategică. Eu dacă vă întreb pe oricare dintre dumneavoastră ce vrea să fie România când se face mare, voi primi de la fiecare un răspuns individual. Pentru că nu există măcar, nici măcar n-a existat o dezbatere pe tema aceasta. O dezbatere amplă, în care să știm noi ce vrea să fie România. Vrea să fie stat aviar, vrea să fie stat industrial, dacă e industrial în ce domeniu. Spre deosebire de celelalte țări. Uitați-vă la țările de la Visegrad, care au avut o trecere foarte ușoară prin perioada de tranziție. Mulțumesc foarte mult. Vreau să mergem pentru doar două minute la domnul Mărtescu, să mă întreb domnul Mărtescu, cum de-au arătat lucrurile? Domnul Stolojan e favorizat. Cum de-au arătat lucrurile atât de bine înainte de vizita FMI, cel puțin din declarații publice, și cum de-au arătat atât de prost după plecarea vizitei FMI? În două minute, vă rog. Nu-mi dau seama, să fie substanța întrebării, fiindcă era un singur contextul regional și internațional e foarte dificil și asta este știut de noi toți. Anul trecut deficitul bugetar a fost aproximativ 7,3% din produsul intern brut
conform